Bună, sunt Cristiana Doni și acum vă voi prezenta ultimele noutăți. Este vorba despre mai multe pălăriuțe. Este lucrată la andrele, pe andrele circulare am făcut-o eu, dar poate fi lucrată și pe andrele drepte. În regula rândurilor scurte, începi pe câte ochiuri consider că ai nevoie și mergi reducând numărul ochiurilor până când ajungi undeva aici și după care reiei. Se poate face și în degrade de culori și unii cum am făcut-o eu și cu o pată, aș zice, sau o pată de culoare, un evantai diferit. La partea de elastic, eu nu am ales să fac elastic 1 cu 1, am făcut elastic dublu, dacă observați, aceasta se desprind cele două părți și formează un tub, un cordon pe care putem noi să trasăm ori un șnur, ori un elastic, în funcție de cum ne convine la momentul în care considerăm că este necesar să o strâmtăm. Aici am îmbinat începutul și sfârșitul lucrului prin cusătura invizibilă, dacă observați. Am cusut de nici nu se cunoaște. Pe dos abia are această cută care se confundă cu restul rândurilor. I-am pus și un moțuleț. Acum, în ultima vreme, am observat că băscuțele sunt la foarte mare apreciere și căutare pe internet. Aș putea să vă mai arăt alături de ea. Încă două pălărioare, aceasta este lucrată în granny square, mi-am făcut-o eu în urmă cu ceva timp. Am să vă arăt și cum se lucrează această floricică, nu este greu, modelul se numește popcorn și este foarte simplu de făcut. La momentul când eu am realizat această băscuță, am mers cu discul perfect, cam mult, drept pentru care pe mine m-a forțat atunci când am îmbinat părțile să intru mai mult și dându-i ca să fie mai fixă pe cap, să nu cadă până peste ochi. Asta este o altă variantă și mai am una care e făcută în piciorușe duble, toată. După ce am realizat discul perfect, am mers frumușel până jos, după care am început să cresc. Aici am trasat eu un șnuruleț pentru atunci când doresc ca aceasta să se mai strângă. Mie îmi place să le port așa, mai în stil pescăresc. Aici i-am pus o floare în punctul puf ca să-i maschez cheia. Nu este urâtă, dacă se observă, e lucrată foarte bine, dar eu sunt puțin perfecționistă și îmi place să lucrez pe cât posibil foarte bine și foarte corect. Mie îmi place așa, când le pun pe cap, să apăs așa un pic, să fie un pic pe vârful capului și să aibă așa un aspect șmecheros. Și în continuare am să vă arăt modelul pe care l-am folosit. Acesta este uni pentru că nu am vrut să ciopârțesc firul, dar vă voi arăta din eșantioane. Nu voi pune prea mare preț pe calitatea firului, acesta este un bumbac, deoarece acum eu fac un demo și nu lucrez un proiect anume. Este foarte, foarte drăguț, deci să începem.
Pentru început facem cercul magic, trei picioruri. Da, deci să începem. Am făcut ochiul, inelul magic, am lucrat pe el 12 piciorușe duble pe care le unim cu ochi alunecat. Facem 3 ochiuri de lanț, dăm de 2 ori pe croșetă și mai facem încă 3 asemenea piciorușe. Acum s-au format piciorușele. Creiem bobul de popcorn. L-am creat, după asta facem 2 ochiuri de lanț în viitoarea despărțitură dintre cele 2 piciorușe. Dăm de 2 ori peste croșetă și repetăm ce am făcut anterior. 4 piciorușe triple. Avem 4, montăm croșeta aici, tragem ochiul pe unde am introdus croșeta, 2 ochiuri de lanț, 2 ori peste croșetă și facem așa până când facem toată floarea sau margareta sau romanița. Bine că romanițele sunt mai mărunte, dar nu are importanță. Ideea e de simbol. Uite, vezi? Am stat de vorbă și am uitat să fiu atentă. 2 ori peste croșetă. Închidem bobul, 2. Acum iau o mică pauză și vă arăt mai departe. Am ajuns la final. Aici ne băgăm cu croșeta și facem un ochi alunecat. După care cu un alt ochi alunecat trecem aici și facem 3 piciorușe în 3 ochiuri de lanț. Acum, un picioruș dublu, un alt picioruș dublu. Trecem în următoarea căsuță, dăm de 2 ori pe croșetă, facem un picioruș triplu, încă un picioruș triplu, alt picioruș triplu și o să mai facem o grupă de piciorușe triple tot în această căsuță, dar le despărțim de 2 ochiuri de lanț. Iată, picioruș triplu, picioruș triplu, picioruș triplu. Și intrăm în următoarea căsuță cu picioruș dublu. Mai facem o căsuță de 3 piciorușe duble.
După care aici vine colțul și trebuie să facem piciorușe mari, triple, adică. Le despărțim de două ochiuri de lanț și continuăm să facem colțul. Acum intrăm în căsuța următoare, facem 3 piciorușe duble. Altă grupă de 3 piciorușe duble în căsuța următoare. Și din nou ne vine rândul să facem încă un colț. De-aia vă zic, e foarte ușor de lucrat. Mai greu de vorbit în timp ce lucrez, că trebuie să numeri. Și eu, dacă vorbesc în timp ce lucrez, la revedere, uit. Mă amețesc. Da? Mă străduiesc să împărtășesc și eu din descoperirile mele. De aceea, în prezentarea mea, eu când spun sunt Cristiana și creatoare, sunt creatoare, nu și designeră sau designeriță, nu știu cum să mă exprim academic din punctul ăsta de vedere. Doamne, creez, inventez. Pe partea de bijuterii îmi place să vorbesc, dacă e nevoie, și 100 de ani, pentru că am o experiență de 14 ani în domeniu și încă mai descoper diverse lucruri, dar deja am ajuns în faza în care trebuie să mă arăt cu lucruri cât mai originale, cât mai personale, nu știu cum să zic, pentru că deja am ajuns la un nivel suficient de ridicat, lucru ce mă obligă să dau din ce în ce mai mult plus valoare lucrărilor pe care le fac. Dar în materie de tricotat și croșetat mă pricep foarte bine, însă trebuie să recunosc că există persoane la ora actuală care mă depășesc, dar asta nu înseamnă că eu am să depun armele sau am să mă las pe tânjală și să nu lucrez și eu la fel de frumos. Și dacă te străduiești, n-are cum să nu-ți iasă. Ia uite-l ce minunat e, ce... Când văd albul ăsta, mă gândesc numai la... lucruri frumoase, numai la... Văd numai aripi de îngeri și flori și margarete și tot ce vrei. Bine, eu întotdeauna, fiind creativă, îmi permis să visez frumos. Da, dragele mele, acestea fiind zise, ca de obicei, vă îmbrățișez, vă pup și la viitoarea întâlnire. Pa, pa!